candidata sa, Viorica Dăncilă, a organizat propria dezbatere cu o oră mai devreme, la care a invitat toată presa. Unul dintre ei a întrebat-o pe Viorica Dăncilă cum se calculează banii agentului, după ce fostul premier a afirmat că dau oferit elevilor din mii de meditații gratuite la matematică. Cum se calculează aria cercului, dacă ne puteți spune? Rasa la pătrat. Eu am dat meditații la matematică și credeți-mă că am putea, dacă aveți timpul liber, să veniți alături și să vedem cine știe matematica. Câteva minute mai târziu, unul dintre jurnaliști în prezența discuției organizată de Klaus Johannes i-a sugerat că ar putea oferi el răspunsul ca profesor care a oferit meditații la fizică. De altfel, potrivit statisticilor, banii cercului a fost ceea ce au căutat cel mai mult român pe Google. Nu o să vă întreb pe dumneavoastră care e aria cercului, doamna a spus că e el pătrat. Dacă vreți să precizați care este... Știi? Ah, o barnare, râde de cap prost. Cât fac cuțe? Putem să mergem și noi pământenii, că elicoptere nu s-au dat în programul primul elicopter, de exemplu, da. Să putem ajunge mai repede. Vă întreb cu mașina care am încă 4 întrebările în comun. Ce mă? Un român își permite în ceas de 5.000 de euro, așa cum am spus aseară. Dacă a fost membru al Parlamentului European 9 ani de zile și poate permite și mai multe. Ministrul a fost unul dintre subitele abordate la fel de președinte, cât și de postul premier. Ce a făcut Klaus Johannes? Chiar dacă s-a deplasat în state unde avem o mare majoritate a românilor care au plecat din țară, nu s-a întâlnit cu ăștia, cred că cel mai puște. Mare regret s-a întâlnit cu dumneavoastră. Poate că n-ați reușit să țineți mai mult români în țară. Cred că aș comunica mai mult. Poate partea da. De comunicare ca până acum, în 4 ani de zile. A ajuns încă la nivelul așteptat. Am venit și eu să comunic și eu cu tine. Ce-a fost oricât de comunicare? Cred că politicul nu are ce să caute justiție. Justiția trebuie făcută de cei din domeniul de magistrat. De și cu cât mai departe. Nu vom înțelege acest lucru, nu vom putea vorbi despre o independență a justiției. Vă garantez că aici poate o să se pară că sunt puțin lipsit de modestie. Fără mine, statul de drept din România s-ar fi rupt. Hei, dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi și să dai un like. Mulțumesc!